Ne relaxăm, închidem ochii. Aducem un zâmbet ușor, ca de Mona Lisa, așa spune Ghi și Michael. Inspirăm, ne relaxăm, zâmbim și ne bucurăm că suntem aici și acum, că suntem împreună. Că ne dăm acest timp pentru a ne bucura de faptele noastre bune. Și pentru a ne crea într-adevăr realitatea pe care o dorim. Și ne gândim pe parcursul zilei la toate lucrurile bune pe care le-am făcut încă de dimineață. Și ne aducem aminte că ne-am trezit. Și însă și faptul că avem acest dar, viața noastră, ne aduce o mare bucurie. Și ne gândim cu recunoștință ce mare dar că ne-am trezit și că suntem sănătoși. Apoi ne gândim cum pe tot parcursul zilei poate am făcut lucruri care aparent sunt banale și obișnuite. Însă faptul că am putut să fim pe picioarele noastre, să ne folosim mâinile, să ne folosim abilitățile noastre, atât pentru noi, cât și pentru cei din jur, este chiar deosebit. Gândiți-vă că părinților noștri le-a luat destul de mult timp până când ne-au învățat să mergem și au avut toată răbdarea necesară și ne-au încurajat la fiecare pas. Și așa este nevoie și noi să ne bucurăm de fiecare pas pe care îl facem. Și în felul acesta ne creștem răbdarea. Și răbdarea înseamnă să ne dăm voie să vedem fiecare faptă bună, fiecare lucru bun pe care l-am făcut. Și să dedicăm aceste fapte bune pentru îndeplinirea obiectivelor noastre. Și poate pe parcursul zilei, la un moment dat, ne-am oprit din a face ceva care înainte ne provoca suferință. Și pur și simplu faptul că ne-am oprit din a ne plânge, din a ne văicări pe parcursul zilei, poate chiar și pentru un moment, ne-a plantat mai puțină critică în realitatea noastră. Și dacă am reușit, măcar de câteva ori, pe parcursul zilei să fim recunoscători pentru ceea ce avem și să împărtășim cu ceilalți recunoștința pentru ceea ce avem, am reușit să plantăm semințe foarte puternice. Și acum ne bucurăm din toată inima de toate faptele noastre bune pe care le-am făcut pe parcursul zilei. Și această bucurie este de fapt un accelerator foarte puternic pentru a primi în realitatea noastră exact ceea ce ne dorim. Și ne dăm voie să ne umplem inima cu toată bucuria pentru tot ceea ce am făcut. Și ne imaginăm că în inima noastră este ca un trandafir, mare, roșu, frumos, cu petale catifelate. Și emană un miros foarte plăcut, foarte frumos. Așa cum fiecare faptă bună pe care o facem în această lume lasă un miros, lasă o amprentă. Și ne apropiem de trandafirul din inima noastră și vedem un diamant. Este atât de strălucitor și de frumos. Și fiecare faptă bună pe care o facem ne face pe noi să fim mai strălucitori și mai frumoși. Pe măsură ce ne uităm la inima noastră, care are un trandafir
roșu catifelat, frumos parfumat și cu diamant strălucitor. Ne bucurăm și suntem recunoscători pentru fiecare faptă bună care a lăsat o amprentă în această lume. Un miros frumos, o amintire frumoasă, o lumină în conștiința celorlalți. Și ne bucurăm din toată inima că am adus această lumină în conștiința celorlalți și știm acum că fiecare faptă bună este o sămânță foarte puternică. Și fiecare dintre noi în interiorul lui este un iluminat, este un Buddha, este precum Iisus Hristos. Pentru că ori de câte ori facem o faptă bună, contribuim la fiecare persoană să fie mai bună și mai iluminată. Și ne bucurăm de tot ceea ce am făcut bun. Și ne bucurăm și că am fost aici și acum și am împărtășit aceste gânduri bune. Și dedicăm această meditație ca noi să ne eliberăm de orice suferință fizică, mentală, emoțională sau spirituală. Și fie și ca toate ființele din această lume pe care noi o percepem în realitatea noastră să se elibereze de toate suferințele. Și această dedicație se numește că punem semințele mentale la banca iluminării. Și zâmbim și ne bucurăm că am avut ocazia să împărtășim aceste semințe de fapte bune. Și știm că o să ne bucurăm și mâine și în fiecare zi și de fiecare dată când împărtășim cu o persoană o faptă bună, un gând bun, creăm o realitate mai bună. Și inspirăm adânc. Și ne bucurăm și treptat, treptat, zâmbim și revenim. Super! Și să avem o viață plină de lumină, de iubire și de semințe frumoase.